Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, gala olimpicilor și gala sportului oneștean. Întâlnire între primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, consilier local, dar și firmele care montează sistemul de alimentare cu apă și realizează stația de epurare Araja. A trecut la cele veșnice preotul Ovidiu Herbei. Luni 19 decembrie, de la ora 10, la Cinema Capitol Onești, au fost premiați olimpicii și sportivii talentați ai Oneștiului. În cadrul evenimentului au fost premiați elevii, cadrele didactice, sportivii și antrenorii acestora, toți cei care, prin muncă susținută, au obținut rezultate deosebite sportive, dar și la învățătură. Bună ziua, domnule inspector general, domnilor profesori, domnilor antrenori, stimați invitați! Astăzi avem bucuria și onoarea de a participa la un eveniment de suflet, așa cum spunea și Alin, pentru prima dată la Onești, Gala Învățământului Oneștean, la inițiativa mea și cu susținerea Consiliului Local, a avut loc în 2012. De atunci și până acum, generații de tineri au fost recompensați pe măsura efortului. Profit de această ocazie să felicit părinții, cadrele didactice, antrenorii și, nu în ultimul rând, campionii. Când spun campioni, mă refer atât la olimpicii la învățătură, cât și la sportivii meritoși care medaliați. Voi, tinerii, care ne aduceți bucurie în suflete și ne faceți mândri că suntem oneșteni. Vă felicit, vă urez succes în activitate și să aveți parte în viață de respectul cuvenit. Încă o dată, felicitări! Moment emoționant când sportivii legitimați la CSS și CSM au fost premiați de către primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. De altfel, conducerile celor două cluburi sportive, unul școlar și altul municipal, au mulțumit primarului Oneștiului Victor Laurențiu Neghină și au mânat câte o distincție în semn de apreciere. Aș vrea să mulțumesc și eu elevilor și sportivilor prezenți astăzi la Gala Sportului și Învățământului Oneștean. Felicitări profesorilor și antrenorilor, cei care au fost alături de acești copii minunați. Mulțumim părinților pentru susținere. De asemenea, în numele Clubului Sportiv Școlar Onești, aș vrea să mulțumesc Inspectoratului Școlar General Bacău și doamne Inspector Școlar General Ana Maria Egarmin pentru susținerea de care am beneficiat. Și o invit pe scenă lângă mine pentru a-i oferi o distincție de merit din partea Clubului Sportiv Școlar Onești. Mulțumim! Mulțumesc. De asemenea, vreau să mulțumesc organizatorilor acestei gale, Primăriei Municipiului Onești, Consiliului Local Onești și, nu în ultimul rând, celui care a inițiat, așa cum s-a mai spus, această frumoasă acțiune, domnului primar Victor Laurențiu Neghină, care din partea Clubului Sportiv Școlar îi oferă această distincție. Felicitări tuturor și sărbători fericite! Bună ziua și felicitări tuturor elevilor, participanți și medaliați la Olimpiadele Școlare Naționale și Internaționale și, în ultimul rând, felicitări sportivilor mei, Clubului Sportiv Municipal Onești, care într-un an greu, un an foarte greu, a reușit să aducă în palmaresul clubului un număr de 317 medalii naționale și internaționale, dintre care 38 internaționale și 124 de campion național și internațional. Felicitări, dragii mei! Felicitări domnilor antrenori, felicitări familiei sportului oneștean. Mulțumim, domnul primar, pentru apreciere și pentru recunoaștere și pentru faptul că ne sunteți aproape. Și, nu în ultimul rând, vreau să vă spun că
toată această muncă, nu de un an, de ani de zile. Anul acesta a fost în mod deosebit încununată prin rezultatul Mihaelei, rezultat nu doar că a urcat pe podiumul internațional la europene și la mondiale, ci aș putea veni în completare să vă spun că are la europene, da? Ce ai la europene? Ai recordurile toate, da? 3 recorduri europene la juniori, iar la campionatele mondiale are 3 recorduri la campionatele europene de seniori. Pe această cale vreau în primul rând să mulțumesc domnilor primari care ne-au deschis porțile de a intra în casa dumnealor, de a intra în școlile dumnealor și de a selecționa copiii talentați. Și în primul rând aș vrea să îi mulțumesc domnului primar Bujor, care ne-a deschis de fiecare dată poarta în Dofteana, fiindcă Mihaela și o mare parte dintre sportivii de la Halter, în mod special, sunt din Dofteana, din proiectul Pierre de Coubertin. Alături de noi este doamna viceprimar Cămară și îi mulțumim pentru prezența astăzi în sală. Mulțumim, doamnă, pentru ceea ce faceți pentru sportul oneștean și nu numai, să nu uităm că acești sportivi vor reprezenta în primul rând România, sau cel puțin așa ne dorim. Și tot în acest cadru festiv, aș vrea doar pentru 3 minute să nominalizăm și primii 10 sportivi ai clubului CSM Onești 2022. Viceprimarul Comunei Dofteana, Dana Cămară, a ținut să o felicite public pe dofteneanca Mihaela Valentina Cambei. Mai multe în minutele următoare. Bună ziua! Ați auzit, numele meu este Dana Cămară și reprezint Comuna Dofteana, al cărei viceprimar sunt de peste 12 ani. Vă întrebați poate care este rolul meu pe scenă. În primul rând, am onorat invitația doamnei director Ingrid pentru a participa la această gală de premiere a performanței celor mai buni sportivi și celor mai buni elevi. Excelența în educație și în sport primează. Fără lucrurile acestea, nu vom putea fi o societate modernă. Acum 20 de ani, Bunul Dumnezeu a hrăzit familia Cambei cu un cărbune. Cărbunele acesta este în fața dumneavoastră astăzi, un diamant șlefuit de familia Maftei, de antrenorii Maftei, în fața cărora mă aplec cu deosebit respect. Doamna Cristina? Nu, încă nu a reușit să ajungă de la campionatele mondiale. În fața dânsei, la fel, mă plec cu profund respect. În fața domnișoarei Cambeuța, mă plec cu profund respect. Sunt onorată că dânsa a reușit să facă un arc valoros peste timp, legând satul Dofteana, Comuna Dofteana, de Onești, de România, de Bocota, de național și internațional. Mulțumesc că existi. Mulțumim. Și în numele Administrației Publice Locale din Dofteana, a domnului primar Ioan Bujor, a mea personală, îți oferim acest buchet de trandafiri albi și roșii, pentru că tu ești ceea ce se numește alb și roșu. Mulțumim pentru munca ta, pentru tenacitatea ta, te felicit, îți doresc multă, multă sănătate și tot ce este mai bun, Bunul Dumnezeu se reverse în fiecare zi asupra ta. Tot ce este mai bun, Bunul Dumnezeu se reverse și asupra dumneavoastră și asupra copiilor care veniți din satul și din Comuna Dofteana. Sunteți ai mei aici, pe dumneavoastră, pe toți, cadre didactice, elevi, antrenori și sportivi, vă felicit încă o dată, formați o echipă de aur, iar ceea ce ați reușit astăzi, în această zi frumoasă de luni, să fie tradiție, așa cum domnul primar Neghină a reușit să o implementeze în fiecare an. Pentru că sunt în curând, vor veni în curând sărbătorile de iarnă, eu vă doresc tot ce este mai bun, multă sănătate, iar Moș Crăciun să aducă în tolba minunată cele mai frumoase daruri pentru dumneavoastră, pentru că le meritați din plin. Mulțumim.
premiu în alocuțiunea domnișoarei Cambeuța. Cred că pe lângă titlurile, diplomele, medaliile, tot ceea ce dumneavoastră am culminat de-a lungul timpului, poate îi mai lipsește și un mic, să spun eu, trofeu. Împreună cu domnul primar, cu aparatul de specialitate, am hotărât ca în anul 2023 să organizăm un eveniment în care domnia sa, împreună cu doamna director și copiii care reprezintă Comuna Doftana, să fie premiați, iar Cambeuța noastră de aur să primească titlul de cetățean de onoare al Comunei Doftana. Ofer și doamnei director această floare, este roșie ca și inima doftenenilor care bat alături de dânsa. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați permis să vă cunosc și oricând să știți, Comuna Doftana, Primăria Doftana, școlile din Comuna Doftana au porțile deschise pentru dumneavoastră, indiferent că sunteți cadre didactice sau antrenori, pentru că știți, foarte mulți elevi din Doftana vin la liceele dumneavoastră, la colegiile, la Dimitrie Cantemir. Foarte mulți elevi care au venit de la noi din comună au ajuns șef de promoție. Colegii mei de breaslă, pentru că eu însumi sunt profesor, și aduc aminte de nume precum Ocănașu Alexandra, Popa Ana Gabriela, Uglea Christopher și mulți alții. Și cred că au făcut cu cinste față cerințelor învățământului din Onești. Mulțumesc! Luni 19 decembrie, la solicitarea consilierului liberal Ciprian Zarzu, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a mediat o întâlnire între reprezentanții Raja, constructorii care montează sistemul de alimentare cu apă și realizează stația de epurare în cadrul proiectului pe fonduri europene Araja. În cadrul întâlnirii s-au adresat întrebări punctuale despre proiect și despre anumite nereguli semnalate de către cetățeni. Această investiție nu constă doar în înlocuirea acestor rețele, ci și în construirea unei noi stații de epurare, una dintre cele mai moderne din Europa, care este pe ultima sută, ne va spune domnul George în ce stadiu sunt în momentele următoare, în ce stadiu este acea lucrare în momentele următoare. Și a treia componentă a acestei investiții, stația de captare, lucrări care au început, s-a turnat, am înțeles, egalizarea și la fel, până la finalul anului 2023, trebuie să fie funcțională și această stație de captare, din punctul de vedere al oneștenilor, cea mai importantă componentă a acestei investiții, pentru că odată finalizată această lucrare, Oneștiul practic nu va mai suferi de întreruperi de apă. Bine, toată investiția este importantă pentru că știm cu toții că o stație de epurare la neperformantă atrage mari sancțiuni asupra Oneștiului. Am eliminat această problemă odată cu finalizarea acestor lucrări și la fel de maximă importanță este și înlocuirea rețelei de apă. Pentru că știm cu toții cu ce probleme ne confruntăm, ne-am confruntat în timp cu aceste defecțiuni, cu spargerea conductelor și din vechea rețea care are peste 50 de ani la nivelul Oneștiului. Duminică 18 decembrie de la ora 13 în Comuna Mănăstirea Cașina a avut loc primul tur de Crăciun. Inițiativa organizării evenimentului aparține lui Claudiu Fole, alături de care au venit Georgiana Pudulache, dar și primarul Comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, alături de mulți consilieri locali. Agenții economice au venit cu produse de casă, care s-au epuizat din prima oră, dar și cu produse din propria gospodărie. Aceștia au primit donații în bani, dar și în produse care vor merge către familiile nevoiașe din localitate. Suntem la Mănăstirea Cașin și a început târgul de Crăciun. Aici văd dulciuri, sunt de casă? Parte din ele sunt de casă, le-au adus gospodinele noastre, avem prețurile puse, cozonaci de casă cred că deja i-am dat pentru că au avut căutare. Avem cozonaci de la Șerban, mere de la ferma Bogdănești, plăcinte tot de casă făcute. Ne întoarcem un pic la dulciurile de casă aici, că văd ghinde, văd nuci, nu, de fapt nuci văd, nu văd ghinde, și, bineînțeles, cornulețe. Și cornulețe care sunt de post, pentru cei care țin post, că încă suntem un post. După rețetele bunicii, da? Deci gustul după din copilărie. Gusturile copilăriei, asta am vrut să amintim.
Am văzut și brânzoaice, sunt așa după rețeta tradițională? Fix după rețeta tradițională făcute de gospodinele noastre. Văd aici toate frumos aranjate, vă așteptați să aveți vânzare? Cum e așa? Păi să vă spun sincer, deja am vândut din ele, de asta erau mult mai multe, am dat din ele, deja cozonacii de casă, după cum v-am spus, s-au dat. Așa. Și ne este teamă că nu avem ce să mai prezentăm, pentru că lumea vine în continuu să ia. Asta e foarte bine. Este foarte bine, ne bucurăm. Era nevoie de un astfel de târg de Crăciun aici? Noi considerăm că da, de asta ne-am și organizat, suntem la prima ediție, sperăm să nu ne oprim aici. Și să ne vedem sănătoși la anul. Și să ne vedem sănătoși și la anul. Corect. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, pentru că vin sărbătorile sfinte de nașterea pruncului Iisus Hristos, nu? Și anul nou. Le urăm sărbători cu bine, sărbători fericite, sănătate la toată lumea, că este cel mai important. Se apropie sărbătoarea Crăciunului și vedem aici produse tradiționale specifice făcute de mediatorii sociale ai Centrului Comunitar Mănăstirea Cașin. Un centru comunitar integrat aparține de Direcția de Protecție Socială Bacău, a copilului și adultului Bacău. Este un proiect pilot, un proiect ce funcționează cu fonduri norvegiene. Este un proiect implementat de Direcția Generală de Protecție a Copilului, Bacău și Vrancea împreună. Ați venit aici cu mai multe obiecte, să vedem cam cu ce ați venit să încântați pe cei care vin la Târgul de Crăciun. Am venit să încântăm cu brăduțul specific zonei noastre, în primul rând. Am creat... Da, tot ce este ecologic. Am încercat să creăm niște brăduți. Sunt brăduți făcuți din hârtie, efectiv din reviste împachetate într-o anumită formă și cu apoi decorați așa cum am putut noi și cu copiii cu care am lucrat la atelierul tematic unde am creat aceste produse și ornamente pentru masa de Crăciun din produse adică produse din natură, ca să zic așa, conuri, nuci, alune, am mai băgat câteva globulețe în aceste ornamente, am folosit, da, și cândeluțe lumânărele în borcane, ca să zic așa. Mai avem niște coronițe făcute din gheme de PNA. O idee foarte frumoasă, dacă e să zic. Foarte frumoasă, această idee. Imaginația copiilor. Da, și ce să vă zicem, am încercat să facem lucruri frumoase, lucruri care să atragă. Vă așteptați să faceți vânzare? Noi sperăm că da, ca să putem veni în sprijinul familiilor nevoiașe. Deci cu banii ce se va întâmpla? Cu acești bani se vor cumpăra produse să se asigure o masă de Crăciun celor nevoiași care nu își permit, îi vom dona. Da, vor fi cine cumpără de la dumneavoastră, va face o dublă bucurie, o bucurie în casa lor și o bucurie pentru altă casă. Cu siguranță vor pune pe masa lor de Crăciun un produs tradițional handmade, iar bănuții pe care i-au dat pe acest produs vor merge în donații. Iar acești bani vor fi folosiți pentru a avea pe masă cineva care are o posibilitate financiară mai redusă, o masă, să zicem, de Crăciun. Da, o masă bogată, ca să zic. Un mesaj pentru că ne apropiem de Crăciun, de anul nou, avem așa o suită de sărbători de iarnă, un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Pentru cei care ne urmăresc, îmi doresc să avem sărbători cu bine, sărbători cu pace, cu sănătate, să fim mai buni unii cu ceilalți, să lăsăm răutățile deoparte și să încercăm să ne educăm cât mai bine copiii, pentru că aceștia reprezintă generația viitoare. Ei reprezintă viitorul și nu în ultimul rând este un la mulți ani cu sărbători binecuvântate de Dumnezeu, binecuvântate cu tot ce își dorește fiecare. La Mănăstirea Cașin totul a plecat de la ideea acestui tânăr frumos de lângă mine, Claudiu Folea. Și după aceea, în jurul lui s-au strâns foarte mulți tineri care fiecare a avut contribuția lui. E adevărat că nu ne așteptam, dar este un lucru foarte frumos că mulți au cuplat la acest eveniment și suntem convinși că va fi
o reușită. Avem aici o tânără extraordinar de bogată sufletește, care a fost sufletul, să spun așa, acestui eveniment al nostru și pentru care eu mă mândresc ca să sunt între cei doi care au muncit foarte mult și le doresc ca, fiind prima ediție, sunt convinsă că la anul va fi o ediție și mai frumoasă și mai reușită. Așa că astăzi mănăstirenii fac bine pentru mănăstireni și așteptăm alături de noi toți oamenii care pot veni și da o mână de ajutor, care pot dona ceva pentru copiii noștri frumoși ai Comunei Mănăstirea Cașin și pentru oamenii aflați în dificultate. Vă așteptăm alături de noi și vă mulțumim dumneavoastră Acum TV că sunteți astăzi alături de noi. De unde v-a venit ideea? Iată că și doamna primar s-a alăturat și nu numai dumneaei, și e o echipă puternică de consilieri, văd aici, adică toată lumea, într-un cuvânt, a spus prezent la acest proiect. Bună ziua, în primul rând. Ideea a plecat pur și simplu, gândindu-mă că sunt atâția oameni care au nevoie, ba de alimente, lemne, ceea ce am și scris în anunț. Anul trecut, exact pe vremea aceasta, am organizat pe terenul nostru Luncă, tot un eveniment caritabil, tot ideea fiind a mea, un meci amical cu o echipă de la Cașin. Pentru strângere de fonduri, nu știu dacă să-i dau numele, da-ți-i pentru numele. O fată la noi de localitate, da, ce... Așa, mă, prenumele. Da. Andreea. Așa. I-am creat și o pagină și, din păcate, dânsa suferă de o boală. Nu vreau să detaliez. Am înțeles. Și am reușit și atunci să strângem o sumă frumușică de bani și am ajutat-o. În ajunul Crăciunului chiar am fost la ea acasă. Anul acesta m-am gândit să fac ceva mai, nu știu, mai, mă gândeam să nu doar lumea să vină să doneze, să vină și să se bucure de ceva, de un pahar de vin, chiar dacă este contracost. Exact, nu? Avem și spectacol, chiar multă lume a contribuit la ceea ce am propus eu. Ideea a fost a mea, inițiativa a fost a mea, doar că munca din spatele acestui eveniment a fost a lor. Doamna primar alături de ea, care a fost creierul. Așa. Și îi mai mulțumesc încă o dată. Te gândeai, te întrerup și încerc scuze, te gândeai când ai pornit proiectul sau că ai avut ideea proiectului că atât de multă lume va spune da alături de tine să vină? Sincer da, sincer da, pentru că îmi cunosc consătenii și știu că suntem o familie aici și sper ca anul ce vine să ne organizăm mai din timp. Gândiți-vă că tot ce am organizat a fost făcut într-o săptămână. Într-o săptămână, gândiți-vă că mulți sunt la lucru, muncesc și și-au dedicat din timpul lor liber să participe și să organizăm acest eveniment. Vreau să le mulțumesc tuturor și celor care sunt prezenți și celor care nu sunt prezenți, că pentru că au donat și foarte multă lume în online. Și vă așteptăm aici, alături de noi, la un pahar de vin. Avem și mere proaspete. Cozonaci, am înțeles că deja s-au epuizat cei de casă. Plăcinte, avem spectacol. Deci fiecare poate să se bucure de un moment, un moment liniștit și frumos. Și să pună mâna în buzunar să doneze. Exact, fiecare cât poate, fiecare cât poate. Cum am și spus, nu este neapărat să contribuim cu bani. Multă lume a adus jucării, hăinuțe. Avem persoane care au donat lemne. Și cred că puțin cu puțin de la fiecare putem să facem multe. Spectacol de excepție pregătit de elevii și profesorii Liceului Tehnologic din Onești. Tânăra generație a fost mai mult decât receptivă la tot ce înseamnă tradiție, dar și datin și obiceiuri strămoșești. Pe lângă dansul caprei al căluților, din cadrul evenimentului nu au lipsit urșii, cei care au făcut cunoscută întreaga vale a Trotușului în toată lumea. Preotul Ovidiu Herbei a plecat la cele veșnice. Preotul protopop Ioan Bârgăoanu a anunțat marți 20 decembrie că preotul Ovidiu Herbei a trecut la cele veșnice. Cu multă durere, însu
suflet, vă anunțăm că preotul Ovidiu Herbei a plecat în ceata slujitorilor cerești. Preotul Ovidiu Herbei a fost un duhovnic înțelept, harnic și rugător al protopopiatului Onești, parohia Valea Bogdanei, comuna Ștefan cel Mare, și a fost chemat în ceata colindătorilor cerești de milostivul Dumnezeu chiar înainte de Crăciun. Preot ctitor în parohiile Heltiu, Negoie și Poiana Sărată, părintele Ovidiu Herbei a jertfit viața sa pentru consolidarea, construirea sau edificarea sfintelor lăcașuri de cult, implicat jertfelnic în multe proiecte social-filantropice ale bisericii. A plecat să slujească în casa Tatălui Ceresc. Putem scrie o carte despre multele sale realizări, însă toate au fost posibile doar braț la braț cu doamna preoteasă Monalisa Herbei și cu fiul lor drag, părintele Ștefan. Cuvintele noastre sunt înmuiate în durerea familiei părintelui Herbei, care trece prin cea mai grea vreme a suferinței pământești. Ne rugăm pentru pacea sufletelor lor. Vă rugăm să pomenim în rugăciune pe vrednicul și harnicul frate întru Hristos, care fără de veste și neașteptat a plecat în cealaltă lume a îngerilor lui Dumnezeu. Un părinte cu o înțelepciune aleasă, curajos în propovăduire și gospodar. Se bucura de respectul parohienilor săi și de preoția părintelui Ștefan, fiul său drag, împreună slujind Biserica lui Hristos. Fire blândă și suflet bun, părintele Ovidiu știa să te asculte și să îmbărbăteze în momente grele. Fiii și fiicele sale duhovnicești îl cinsteau cu drag pe părintele lor. Dumnezeu să odihnească în pace sufletul său harnic, a transmis preotul Ioan Bârgăoanu, protopop de Onești. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 22 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, sunt posibile averse. Mercurul în termometre urcă până la valori de 6 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea minima coboară până la 1-2 grade Celsius. Vineri 23 decembrie, cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la valori de 9 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 1-2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.